găsit, doamnelor și domnilor! A fost o săptămână extrem de încărcată pentru procurorii anticorupție, pe de-o parte, și pentru câteva persoane extrem de publice, pe de altă parte. Elena Udrea a aflat că mai are încă un dosar penal deschis de către DNA. Peste 2000 de pagini pe care fostul ministru a putut să le studieze, iar din care procurorii DNA spun că reiese clar faptul că Elena Udrea ar fi instigat la luare de mită pentru a putea sponsoriza campania electorală din 2009. O să vedeți că în pleiada de declarații aproape firești, cum că nu ar fi vorba despre așa ceva și că se vorbește doar de crucificarea unora, repet, o să vedeți că în cele din urmă chiar cei acuzați recunosc că este un fenomen fără de care campaniile electorale nu ar exista. Iar acest lucru mă duce cu gând la declarația bizară, cel puțin bizară, a lui Adrian Severin de acum 10 zile, când spunea că dacă toți suntem corupți, înseamnă că nimeni nu e corupt. Doar că astfel de silogisme nu se aplică în justiție. Încă. Și tot astăzi o să mai vorbim și despre cei care au ieșit din penitenciar mai repede, pentru că și-au descoperit abilități fantastice de a scrie cărți. Dar să le luăm pe rând. Începem cu Elena Udrea, care, sincer, nu cred că mai știe exact câte dosare are. Procurorii însă știu. Deputatul Elena Udrea a reacționat extrem de virulent după ce DNA a cerut din nou urmărirea sa penală într-un nou dosar legat de campania prezidențială din 2009. Chioveșii încearcă să scape de cucuveaua MOV folosindu-se de mine. Nimic nou. De câte ori este în criză de imagine, apelează la dosare și acuzații sonore. La adresa mea, a lui Ponta, Blair. De data aceasta, rahatul în care se află nu poate fi acoperit nici dacă m-ar lapida personal. Instigare la luare de mită în campania electorală din 2009, în dosarul unde deja m-au acuzat de spălare de bani. Deși de la momentul chemării mele la DNA, acum 2 săptămâni, nu s-a mai întâmplat nimic, abia acum cer urmărirea penală pentru aceste presupuse fapte. De ce nu au cerut atunci? Pentru că acum era nevoie de ceva care să acopere cucuveaua MOV. Trebuia acoperit un mare scandal, cel în care este implicată doamna Chioveși, și atunci s-a găsit această inculpare a mea sau solicitare de inculpare, că eu sunt inculpată de servici. Când este un foc de stins, mai scoatem un dosar sau acuzație la adresa Elenei Udrea. Deci n-am avut ce să văd în dosarul acesta, pentru că eu dosarul l-am. Am venit din respect față de comisie și de oamenii care stau acolo cu dosarul pe masă. Și din dosar, sunt stenograme la dosar, sunt probe solide? Păi, în primul rând, ca să înțeleagă lumea, este un dosar despre campanie electorală din 2009, campanie prezidențială și campania pentru referendumul cu 300 de parlamentari. Campania aceasta nu a fost condusă de Elena Udrea. Toată lumea se laudă cât de buni organizatori de campanii sunt ei și cum au scos ei președinți. Dar uitați, când este să se cerceteze modul în care s-a finanțat campania, găsim doar pe Elena Udrea pe care să o întrebăm. Doi, nu m-am ocupat de finanțarea campaniei. Cele acuzațiile care mi se aduc mie sunt despre faptul că 2 societăți comerciale au făcut sponsorizări plătind facturi către niște firme de publicitate și către niște trusturi de presă și agenții de știri. Sumele în totalitate sunt undeva în jur de 300.000 de euro. Păi, o campanie costă, au spus chiar cei care le-au făcut, câteva milioane, zeci de milioane de euro. Adică, pe bune, chiar vrea cineva să cerceteze cum s-au finanțat campania? Nu cred că pe Elena Udrea trebuie să o întrebe. Doi la mână, nu există nicio campanie care să se fi finanțat altfel decât cu sponsorizări. 3. De ani de zile eu spun lucrul acesta, oameni buni, dacă vreți să facem finanțare transparentă și să nu trebuiască să mai ascundem modul în care se finanțează, haideți să schimbăm legea, dar să tragem și linie. Nu, schimbăm legea, o facem oricum mai proastă cum s-a întâmplat acum, iar din urmă de 27 de ani, singura care este întrebată despre plata unor facturi într-o campanie electorală este Elena Udrea. Deci, nu este despre bani luați acasă, nu este despre banii cash, este vorba despre niște facturi plătite din profitul lor de niște firme, într-adevăr. Solicitarea de plată a fost făcută de către 2 lideri politici. Deci, întrebați fiind patronii firmelor de ce au făcut plata respectivă, au spus că le-a fost cerut această sponsorizare, acest gest, plata respectivă, de către 2 lideri politici. Da, nu de către Elena Udrea. Eu îmi întreb pe acești colegi parlamentari, doamne, mai terminăm cu ipocrizia asta?
Dar e cineva care a finanțat altfel vreo campanie electorală? Dar e vreunul din sutele de parlamentari care a ajuns altfel în Parlament decât cu campanii finanțate în felul acesta? Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Chioveși, solicită sesizarea Camerei Deputaților pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale față de Elena Udrea la data faptelor ministru al turismului pentru două infracțiuni de instigare la luare de mită privind campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2009. Cauza are ca obiect fapte prin care, pe parcursul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din anul 2009, au fost colectate sume de bani provenite din infracțiuni, care au fost folosite ulterior pentru plata unor servicii prestate în campania electorală. Se precizează într-un comunicat al DNA. Pe baza probelor respective a rezultat că Elena Udrea i-a determinat pe Gheorghe Nastasia, secretarul general al Ministerului Turismului, precum și pe Victor Tarhon, președintele Consiliului Județean Tulcea, instituție care primea finanțare și de la Ministerul Turismului pe diferite proiecte, să ceară reprezentanților unor societăți comerciale care aveau contracte cu cele două instituții să achite contravaloarea unor servicii de publicitate furnizate în cadrul campaniei electorale. Plata s-a realizat în baza unor contracte fictive, iar legătura dintre persoanele care obțineau fondurile infracționale și prestatorii de servicii a fost realizată de către Udrea Elena Gabriela, se mai arată în comunicat. Dar să dăm timpul înapoi. Ioan Oltean a fost chemat la DNA în dosarul Elenei Udrea, se întâmpla în noiembrie anul trecut. Ioan Olteanu, fostul vicepreședinte al PDL, a fost audiat la DNA în dosarul în care Elena Udrea l-a acuzat, atât pe acesta cât și pe Vasile Blaga, că ar fi știut de finanțarea partidului în campania din 2012. Nu am informații, poate doar cei care au afirmat aceste lucruri pot să vă răspund, a declarat Oltean întrebat dacă are cunoștință despre banii din campania electorală. Elena Udrea a declarat la audierile din Parlament că Bogdan Buzăianu nu a mituit-o pe ea personal, ci că banii ar fi ajuns la PDL pentru campania electorală din 2012. Fostul ministru al dezvoltării a adăugat că a declarat aceste aspecte și la DNA. Cu alte cuvinte, Elena Udrea este denunțător într-un dosar ce vizează campania electorală, recunoaște și indică chiar și persoana responsabilă cu strângerea banilor în 2012. Vă repetăm, însă, despre campania prezidențială din 2009 nu știe nimic. Și dacă am văzut cum stă treaba cu campaniile electorale și sponsorizările, trecem acum la un alt capitol, cel al deținuților care scriu. Nu scrisori către familie sau cei dragi, ci cărți. Nu una, nu două, ci chiar 10. Nu vă gândiți că vor fi bestseller. Doar că la fiecare carte scrisă, pedeapsa se reducea cu 30 de zile. Așa au ajuns mulți dintre cei condamnați cu executare să iasă mai repede din închisoare. Și, coincidență sau nu, toți sunt celebri, oameni de afaceri extrem de potenți care au adus prejudicii de milioane de euro. Și cum lucrul acesta a tot fost semnalat, iată-i pe deținuți eliberați cum au ajuns din nou la audieri. Să povestească cu aceeași lejeritate cu care au scris cărțile, cum le-a venit inspirația, așa, brusc. De emoție însă, unul dintre ei la ieșire s-a urcat într-o altă mașină. Omul de afaceri Ioan Nicolae a fost audiat miercuri timp de aproximativ 2 ore și jumătate la DNA în dosarul privind cărțile scrise în penitenciar, iar la plecare s-a urcat din greșeală în altă mașină decât cea cu care venise. Imediat după ce și-a dat seama că a fost o confuzie, a coborât, a revenit în fața DNA și de acolo s-a urcat în mașina cu care venise la DNA. Patronul Interagro, Ioan Nicolae, a plecat de la Direcția Națională Anticorupție în jurul orei 12.30, el refuzând să spună ce l-au întrebat procurorii despre cele 5 cărți scrise de el în penitenciar în aproape 5 luni. Întrebat cum a scris cărțile în penitenciar, Ioan Nicolae a spus: cu creionul, cu pixul. Nicolae a traversat apoi strada și s-a urcat într-o mașină staționată în fața sediului DNA, care semăna cu cea care venise. După ce și-a dat seama că nu este mașina care trebuia să-l aștepte, a coborât și a revenit în fața DNA, unde la scurt timp a venit și autoturismul cu care trebuia să plece. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție l-au audiat pe Ioan Nicolae în calitate de martor în dosarul privind cărțile scrise în penitenciar, ancheta vizând profesori universitari care au coordonat sau validat lucrările științifice ale deținuților pentru care au primit reducerea pedepselor, reprezentanții editurilor care le-au publicat și funcționarii ANP care au propus eliberarea. Ioan Nicolae a fost eliberat condiționat în 15 iulie după ce a executat un an și 3 luni din pedeapsa de 2 ani și 6 luni de închisoare primită în dosarul mită la PSD.
Cât a stat în detenție, Ioan Nicolae a scris 5 cărți: Bioetanolul, combustibilul viitorului, biodieselul, motorina ecologică, valorificarea energetică a biomasei, orientări moderne în producția vegetală și tehnologii moderne de producere și utilizare a alcoolului metilic, în aproape 5 luni după ce a fost încarcerat. Ancheta în acest caz a fost începută în ianuarie după ce DNA s-a sesizat din oficiu cu privire la suspiciunea săvârșirii infracțiunii de favorizare a făptuitorului, respectiv pentru ajutorul dat unor condamnați. Anchetatorii susțin că faptul ar fi fost săvârșită de mai multe persoane care au acționat concertat în scopul de a crea aparența că sunt îndeplinite condițiile legale pentru ca persoanele condamnate să fie liberate condiționat. Conform legii 254 din 2013 privind executarea pedepselor, în cazul elaborării de lucrări științifice se considerau 30 de zile executate pentru fiecare lucrare științifică. Pentru a profita de această prevedere, s-ar fi creat un mecanism în care ar fi implicate cadre universitare, reprezentanții ai unor edituri și membrii ai comisiilor din penitenciare care au acționat coroborat, astfel încât persoanele condamnate să apară ca autori de lucrări științifice, iar pedepsele aplicate de instanțe să se considere ca executate, susțin procurorii DNA. Până acum, 188 de deținuți au scris și publicat peste 400 de cărți în ultimii 2 ani, printre aceștia fiind George Becali, George Copos, Mihai Stoica, Cătălin Voicu, Dan Voiculescu, Dan Diaconescu și Ioan Nicolae. Și, cum era firesc, fără să ne mai mire, Senatul a sărit în ajutorul deținuților, pentru că guvernul limitase scurtarea pedepsei prin scrierea cărților. Comisia juridică însă a Senatului a adoptat un amendament. E firesc. Păi doar acum 2 săptămâni am spus că unul din 5 parlamentari face sau a făcut obiectul unui dosar penal. Comisia juridică a Senatului a adoptat un amendament la ordonanța de urgență a guvernului care prevedea că deținuții vor beneficia de reducerea 20 de zile din pedeapsă, indiferent de numărul lucrărilor științifice elaborate, astfel încât aceste persoane să beneficieze de 20 de zile de reducerea pedepsei pentru fiecare carte publicată în spatele gratiilor. Comisia juridică a Senatului a adoptat un raport favorabil la proiectul de lege pentru aprobarea ordinului de urgență a Guvernului 24 din 2016 cu amendamentul că persoanele private de libertate primesc pentru fiecare lucrare științifică sau invenție o reducere de 20 de zile, nu doar 20 de zile, indiferent de numărul acestora. Vicepreședintele Senatului Ioan Chelaru a declarat în cadrul dezbaterilor din comisie că prevederea din ordonanță potrivit căreia un condamnat poate primi o reducere a pedepsei de doar 20 de zile, indiferent de numărul de lucrări publicate, este nedreaptă. Marea problemă, după părerea mea, nu este în lege, pentru că în lege pot fi 5, 10, 20, 100 de zile, oricât ar fi ele. Marea problemă este că în ultimii vreo 3 ani s-a creat un sistem, s-a creat o industrie a cărților, așa zise, scrise în penitenciare, care să contribuie la reducerea substanțială a pedepselor unora dintre cei condamnați pentru diverse fapte. Sigur, există acele reglementări că dacă desfășori o anumită muncă în penitenciar, ți se reduce pedepsa. Și de principiu poți să înțelegi că e mai bine ca oamenii aceia să și muncească și dacă unii au diverse abilități astfel încât să poată să scrie cărți științifice, să o facă. Grav este că la această industrie a cărților, presupusă a fi scrise de către deținuți în penitenciare, au contribuit uneori personalități culturale, personalități religioase, pentru că au fost și astfel de cărți, edituri, cei din comisiile care au acceptat astfel de cărți ca fiind scrise în penitenciare, deși în cazul unora se pare că era imposibil să fie scrise în penitenciare. Și această industrie trebuie combătută. Nu neapărat ideea de principiu că un deținut poate desfășura o anumită muncă în penitenciar și ca urmare acestui lucru ar putea să beneficieze de o anumită reducere. Dacă reducerea este rezonabilă, n-aș avea nimic împotrivă. Și dacă muncile acelea sunt efective, adică sunt reale. La rândul său, președintele Comisiei Juridice Cătălin Boboc a spus că nu este de acord ca cineva care muncește mai mult să primească aceeași reducere a pedepsei ca unul care a muncit mai puțin. Foarte mulți îl numesc actualul părinte al Constituției României, însă extrem de puțin știu că
senatorul PSD Ioan Chelaru a fost nu doar foarte bunul prieten al lui Sorin Ovidiu Vântu, dar și complicele acestuia. În 2000, în plin scandal FNI, varianta de avaria lui Vântu a fost să-și vândă firma cea mai importantă, grupul Celsor. Compania cu un capital social de câteva milioane de dolari a fost cumpărată de Ioan Chelaru, avocat din Roman, senator din partea PSD începând cu 2004, bun prieten din copilăria lui Sorin Ovidiu Vântu. Valoarea din acte a tranzacției încheiate în iulie 2000 a fost de 30 de miliarde de lei, plătibil eșalonat în 25 de ani. Valoarea reală a grupului Celsor S.A. era de 199,87 miliarde de lei. Vântu susține că nu a fost interesat să-și răscumpere afacerea vândută la sub preț vechiului său prieten. Domnul Chelaru a vândut mai departe, nu m-a interesat, aveam alte preocupări. Într-adevăr, Ioan Chelaru a vândut mai departe grupul Celsor, dar nu oricui, ci către offshore-ul Enwin Aliens Limited, tranzacția fiind încheiată în mai 2002, dar menționată la Registrul Comerțului o lună mai târziu. Întrebat cine era patronul firmei, Chelaru a declarat că nu își mai amintește. Sorin Ovidiu Vântu a folosit inginerii financiare aparent legale prin care a reciclat sumele din delapidarea FNI, reușind să ascundă banii prin creditări ale societăților sale, prin achiziționarea unor imobile și vânzări repetate, potrivit motivării deciziei de condamnare a omului de afaceri. Tribunalul București l-a condamnat în 9 februarie pe Sorin Ovidiu Vântu la 6 ani și 4 luni de închisoare în dosarul devalizării Fondului Național de Investiții. La rândul său, președintele Comisiei Juridice Cătălin Boboc a spus că nu este de acord ca cineva care muncește mai mult să primească aceeași reducere a pedepsei ca unul care a muncit mai puțin. Cred că nici în cazul ăsta nu putem să-i uniformizăm pe toți, a susținut Boboc. Comisia Juridică a adoptat în urma discuțiilor un amendament care prevede că pentru fiecare lucrare științifică scrisă sau invenție realizată se acordă o reducere de 20 de zile și nu 20 de zile reducerea pedepsei, indiferent de numărul lucrărilor științifice scrise, așa cum era stipulat în ordonanța de urgență a Guvernului 24 din 2016. Amendamentul a fost aprobat de comisie cu unanimitate de voturi. Guvernul a elaborat în luna iunie ordonanța de urgență care prevede că în cazul elaborării și publicării de lucrări științifice sau invenții și inovații brevetate de către o persoană condamnată la o pedeapsă privativă de libertate, se consideră maximum 20 de zile executate pe întreaga durată a pedepsei, inclusiv în cazul pedepselor contopite. Beneficiul acordat deținuților este valabil indiferent de numărul de lucrări publicate față de reglementările anterioare care le reduceau din pedeapsă câte 30 de zile pentru fiecare lucrare publicată. Așa cum vă spuneam, aproape 200 de deținuți au reușit să scrie 400 de cărți doar în ultimii 2 ani. Iar în urmă cu doar câteva zile, Sorin Ovidiu Vântu, închis în penitenciarul Rahova, scrie într-o postare pe blogul său că a recunoscut acuzațiile procurorilor DNA de cumpărare de influență în cazul lui Bogdan Olteanu și arată că vrea să fie judecat în procedură simplificată. În dosarul cu Bogdan Olteanu, lucrurile s-au încheiat în ceea ce mă privește. Voi fi condamnat prin procedură simplificată datorită recunoașterii și voi executa mandatul pe care îl voi primi, a spus Sorin Ovidiu Vântu pe blogul său. Procedura simplificată pe care vrea să o urmeze în acest caz Sorin Ovidiu Vântu înseamnă recunoașterea totală a acuzațiilor aduse de DNA, procedură care se face în fața judecătorilor, iar condamnarea este redusă cu o treime. Condamnat la 6 ani și 2 luni, Sorin Ovidiu Vântu execută din 22 iulie o pedeapsă de 6 ani și 2 luni primită la Curtea de Apel București în dosarul Petrom Service. Vântu mai are 3 condamnări, 2 definitive în dosarul privind șantajarea lui Sebastian Ghiță și, respectiv, cel privind favorizarea lui Nicolae Popa și una în fond contestată de omul de afaceri privind devalizarea Fondului Național de Investiții. Fostul viceguvernator al BNR Bogdan Olteanu a fost audiat săptămâna aceasta la DNA în dosarul în care este acuzat că a primit 1 milion de euro și sprijin electoral de la Sorin Ovidiu Vântu în schimbul unor demersuri la membrii ai guvernului pentru numirea lui Liviu Mihaiu în 2008 în funcția de guvernator al Deltei Dunării. Nume greu în dosar, fostul viceguvernator al BNR Bogdan Olteanu a fost eliberat la începutul lunii septembrie din arestul preventiv și plasat în arest la domiciliu. În dosarul lui Bogdan Olteanu, în 15 septembrie, a fost audiat în calitate de martor președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu. Procurorii îl acuză pe Bogdan Olteanu că atunci când a fost președinte al Camerei Deputaților a mers în Delta Dunării cu un elicopter pus la dispoziție de omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu. În urma discuțiilor, omul de afaceri i-a promis suma de 1 milion de euro pentru numirea jurnalistului Liviu Mihaiu în funcția de guvernator al Deltei Dunării. Transferul banilor ceruți de Bogdan Olteanu ar fi fost făcut dintr-un cont bancar deschis în Cipru și într-unul din Bulgaria, deschis de o firmă înregistrată în Delaware, Statele Unite. Din contul din Bulgaria, banii au fost retrași în numerar în 3 tranșe în 28-30 octombrie 2008, au mai stabilit procurorii.
Surse judiciare au declarat că lui Olteanu i-ar fi fost dusă suma de 2 milioane de euro cash de la Sorin Ovidiu Vântu printr-un intermediar după ce cei doi se întâlniseră la proprietatea omului de afaceri în Delta Dunării. Din această sumă, 1 milion de euro i-ar fi revenit lui Călin Popescu Tăriceanu pentru numirea lui Liviu Mihaiu ca guvernator al Deltei. Liviu Mihaiu a fost numit în septembrie 2008 de către premierul de atunci Călin Popescu Tăriceanu în funcția de guvernator al rezervației naturale Delta Dunării, post pe care l-a ocupat până în februarie 2009. Sorin Ovidiu Vântu merge pe varianta simplificată și recunoaște acuzațiile din dosarul fostului viceguvernator BNR, Bogdan Olteanu. Pentru acest lucru, pedeapsa ar urma să fie mai mică cu o treime. Lucru făcut în urmă cu câteva zile și de Relu Fenechiu. Despre acest lucru însă vorbim imediat după publicitate. Din spatele gratilor, Vântu a anunțat că recunoaște acuzațiile. Ultimele acuzații legate de dosarul viceguvernatorului BNR, Bogdan Olteanu. În schimb, Direcția Națională Anticorupție susține că nu a fost soluționată cauza penală în ceea ce îi privește pe Sorin Ovidiu Vântu și Bogdan Olteanu, precizarea fiind făcută la cererea news.ro după ce omul de afaceri a anunțat pe blogul său că va fi condamnat prin procedură simplificată pentru că și-a recunoscut faptele în dosarul numirii lui Liviu Mihaiu în funcția de guvernator al Deltei Dunării. Acum însă vom vedea cum Sebastian Ghiță s-a mai ales cu un denunț. De altfel, colegii de-ai mei au arătat și ei cum firmele de IT au reușit niște contracte foarte bune cu statul și atât. Vorbim în continuare despre nevoia de achiziții IT, creată însă artificial. Raportul Corpului de Control al Ministerului Fondurilor Europene, fraude cu bani europeni în achiziții IT la Suceava. București, 14 octombrie 2016, Serviciul Corp Control Anticorupție și Integritate din Ministerul Fondurilor Europene a finalizat controlul privind implementarea două proiecte de guvernare cu fonduri europene de către Consiliul Județean Suceava. Furnizorii de hardware și soluții IT din aceste proiecte sunt SECE Expert One Research SRL și SECE Siveco România SRL. Ancheta a constatat licitații trucate și rapoarte de implementare false acceptate ca atare de către organismul intermediar pentru promovarea societății informaționale. Valoarea totală a proiectelor se ridică la 13.361.118 lei, din care 7.169.321 de lei fără TVA s-au cheltuit pentru IT. Concluziile raportului au fost înaintate către Direcția Națională Anticorupție. Obiectul controlului l-au reprezentat proiectele Consiliului Județean Suceava, implementarea de soluții de e-guvernare la nivelul a 15 localități din județul Suceava, 1, cod SMIS 48451, contract din 5 septembrie 2014 cu SECE Siveco România SRL și implementarea de soluții de e-guvernare la nivelul a 15 localități din județul Suceava, 3, cod SMIS 48457, contract din 20 august 2014 cu SECE Expert One Research SRL. Prin aceste proiecte, Consiliul Județean Suceava trebuia să achiziționeze o soluție informatică și componente hardware necesare pentru a informatiza o serie de servicii oferite de primăriile din localitățile județului. Registrul agricol, serviciul de taxe și impozite locale, serviciul financiar și cel de contabilitate, resurse umane, management, documente, componente de management și proiecte. În urma verificărilor, echipa de control a constatat o serie de nereguli. Nevoia de achiziții IT a fost creată artificial, oferte câștigătoare neconforme și tratament neegal aplicat ofertanților, criterii de calificare restrictive, procesul de atribuire a contractelor cu dedicație, soluția informatică implementată nefuncțională în parametrii prevăzuți în contract și raporturi false. În concluzie, raportul constată faptul că ofertarea de condiții și elemente optime prin documentele tehnico-financiare prezentate la licitații în scopul îndeplinirii cerințelor caietului de sarcini, dar neîndeplinirea acestora în final, având concursul beneficiarului cât și al OIPSI, poate fi încadrată la secțiunea 41, infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene din 78-2000, cu atât mai mult cu cât din start s-a creat o necesitate artificială, iar soluțiile tehnice diferă, deși se dorea o integrare a sistemelor informatice. Raportul este primul rezultat al controlului tematic cerut de conducerea MFE asupra proiectelor de informatizare a instituțiilor publice.
greu când vrei să faci afaceri și să rămâi curat. Sau, cu alte cuvinte, secretele ies la iveală până la urmă. Și probabil că la acest lucru se gândesc acum toți cei care au ajuns în ultima săptămână la audieri. Fie că au fost în fața magistraților, fie în fața procurorilor. Iar unii au stat chiar și 12 ore. Este cazul lui Victor Ponta, audiat la Înalta Curte de Casație și Justiție alături de alte persoane în deja celebrul dosar Turceni-Rovinari. Șirul mărturiilor a început la ora 9 dimineața cu ușile închise. Primul audiat a fost Alin Brâncuș, un fost colaborator al lui Dan Șova. După ore bune, tot cu ușile închise, i-a venit rândul și fostei secretare a lui Șova. Decizia ca declarațiile lor să fie secrete a fost la cererea procurorilor DNA pentru că informațiile lor erau confidențiale. După ei, alți doi martori, o fost asociată și o fost angajată a biroului de avocatură, a răspuns întrebărilor. Pentru că ultima martoră se contrazicea în declarații, ședința s-a amânat. La ieșire, primii martori au făcut și o serie de dezvăluiri. Hardurile au fost distruse în urma unei discuții avute la partid de către Dan Șova. Domnul Dan Șova avea cunoștință de acest lucru, că nu putea exista un document compromițător pe vreun calculator din interiorul firmei, dar așa a fost ordinul, să se distrugă. Inclusiv domnul Dan Șova și-a distrus laptopul personal. Tot pe linie de partid ar fi venit și contractele biroului de avocatură potrivit aceluiași martor care i-ar fi fost și prietenul lui Dan Șova. Dan Șova este o victimă politică, dar este o victimă politică a propriilor colegi, nu a adversarilor politici. Toate contractele avute de firma Șova și asociații au fost venite pe linie politică și toate încasările care au fost realizate s-au dus înapoi la partid. Toată lumea din firma Șova și asociații a lucrat pentru Partidul Social Democrat, inclusiv departamentul administrativ, inclusiv avocații, absolut toată lumea mergea, aveau birouri amenajate la partid, aveau directive pentru dosare din partea Partidului Social Democrat. Și declarațiile au continuat să surprindă, s-au scris documente în 2011 pentru ceva ce trebuia redactat în 2006. În momentul în care Dan a intrat în politică, toată lumea se ruga și lucra alături de el ca el să fie cât mai bine în politică, pentru că cu toții știam că dacă lui va fi bine și nouă va fi bine, evident, nu? Martorii mai arată și către firma Gorghiu. Să verificați dumneavoastră dacă cumva există bani încasați de firma Gorghiu și asociații din partea Șova și asociații pe facturi emise fără a avea în spate un contract. Dumneavoastră spuneți că s-au făcut plăți, astfel de plăți? Eu am cunoștință că s-au făcut astfel de plăți. Despre ce sume vorbim? Sume modice. Inculpații din dosar, Victor Ponta și Dan Șova, au ascultat în tot acest timp în sala de judecată tot ce se consemna de către magistrați. La ieșire, după atâta ședere, fostul premier nu s-a plâns de timpul petrecut în sala de judecată. Sunt rezistent și rezistăm pentru că știu că-s nevinovat și atunci stau oricât doriți dumneavoastră. Doar că în graba spre casă, fostul premier a fost condus cu huiduieli. Unde mai candidați cu 36 de dosare? Unde mai candidați? Credătorule! 36 de dosare! Candidează! De unde ai dat pământul pentru moschee? Grupul de nemulțumiți au ajuns după amiază la Înalta Curte și au așteptat până când fostul premier a părăsit sala de judecată. Acum fuge! Fuge! De unde a dat pământul pentru moschee? Nu este normal! Poporul român nu vrea moschee! În acest dosar, Victor Ponta este acuzat că a încasat de la Dan Șova și asociații peste 181.000 de lei pentru niște contracte de consultanță pentru complexul energetic. Procurorii spun că această consultanță în realitate nu s-a oferit. În acest dosar va fi audiată ca martor și șefa PNL Alina Gorghiu, pentru că în perioada iulie 2007-decembrie 2008 era consiliera președintului Avas, Teodor Atanasiu, cel care a încheiat contractele cu Șova și asociații. După ce a fost filmat în Parlamentul European, nu tocmai așa cum și-ar fi dorit, Adrian Severin susține că episodul cu jurnaliștii de la The Sunday Times a fost o înscenare și că a fost anunțat că îi se pregătește ceva care să-l discrediteze. Mai mult, el spune că a discutat la vremea respectivă cu președintele Traian Băsescu, care ar fi lăsat de înțeles că este un caz de siguranță națională. Iar acum Severin îl cheamă la rândul lui pe Traian Băsescu în instanță.
Fostul europarlamentar susține că jurnaliștii care i-au înscenat acest dosar s-au dat drept reprezentanții ai unei firme de lobby și că niciodată nu a pretins bani de la ei pentru ceva ilegal, ci a negociat cu ei un contract de consultanță pentru care trebuia să primească 100.000 de euro pe an pentru participarea la 6 ședințe ale Consiliului, iar separat pentru fiecare zi de consultanță câte 4.000 de euro. În fața instanței este acuzat că a luat 12.000 de euro de la așa zi și reprezentanții ai firmei de lobby pentru a promova anumite amendamente în Parlamentul European. Însă el susține că banii au fost facturați pentru consultanța lui pe 3 zile. La ce s-a ajuns în final ar fi o înscenare, susține el, o încercare de decredibilizare venită din partea unei țări vecine. Pentru ca cele spuse de el să capete greutate, acum Adrian Severin vrea ca în fața magistraților să depună mărturie Traian Băsescu și George Maior. Eu cred că ei cunosc o serie întreagă de lucruri, că sunt pentru că au și obligația să aveau obligația din toate funcțiile pe care depționa să cunoască și cred că este foarte util instanței, util, da? Să afle ce informații dețin. Desigur că dacă este cazul, le pot furniza în spatele ușilor închise. Am înțeles de la dânsul că el tratează această problemă ca pe o problemă de siguranță națională și că nu deține informații supra unei vinovății din parte. Ori, dacă... Dați-mi voie să rămân diplomat până la capăt. Așa, și în aceste condiții... cred că are informații care pot ajuta la clarificarea cazului, pentru că instanța, repet, ea se bazează pe niște aparențe. Fostul europarlamentar susține că instituția de presă din Marea Britanie a vrut să îl compromită și să strice imaginea României. L-au ales pe el pentru că a ocupat mai multe funcții importante de-a lungul timpului. Nu a recunoscut și nu recunoaște nici acum că el este cel din imagini. Românii nu trebuie să fie lăsați să acceadă în asemenea poziții. De aceea eu mă lupt, pentru că eu personal, dacă de pildă aș fi recunoscut ceea ce mi se reproșează, probabil că acum aveam o sancțiune, o pedeapsă cu suspendare și îmi vedeam liniștit de treburi, ca să zic așa. În primă instanță, Adrian Severin a fost găsit vinovat și condamnat la 3 ani și 3 luni de închisoare cu executare. Și dacă Adrian Severin îl cheamă pe Traian Băsescu la instanță, procurorii DNA l-au chemat pe Gabriel Oprea la audieri ca suspect în dosarul lui Bogdan Gigină. Am fost chemat în calitate de suspect. Este această cruce pe care o să o duc toată viața, o tragedie, o mare tragedie în care a murit tânărul coleg Gigină. Eram la în timpul serviciului, veneam de la o instituție parteneră și a căzut aici, dacă te vreau să te numesc. Dar ce vă grăbea să ajungeți acasă, domnule? Nu se grăbea nimeni și vă spun de ce, fiindcă în urma cercetărilor, nu spun eu, și viteza mea și viteza mașina care ne însoțea de poliție era sub 60 de kilometri pe oră. Deci nu se grăbea nimeni. Repet încă o dată, cer iertare familiei. Știu ce înseamnă să ai un deces în familie, am trecut prin așa ceva. Repet, este o mare tragedie pe care nu și-a dorit nimeni. Nu veneam de la restaurant, nu veneam de la cărciumă, veneam din timpul serviciului. În acea zi am fost la mai multe instituții, de fapt asta era procedura. Dumneavoastră ca ministru. Vorbește despre un orgoliu excesiv al dumneavoastră. Dacă nu erați atât de orgolios, s-ar mai fi ajuns la așa ceva, cu coloane oficiale, cu deschideri de coloane. Deci nu era vorba de orgoliu și vreau să vă spun un lucru și vă rog să verificați. Cât am fost ministru apărării naționale timp de 30 de luni de zile, am mers cu mașina mea, pe benzina mea și nu mi-a trebuit mașină de la instituție. Vă rog să verificați. Când am venit la Ministerul de Interne, am vrut să merg cu mașina mea. Mi s-a spus foarte clar că sunt alte reguli, având în vedere Ministerul de Interne. Acest regulament trebuie să-l cereți, bănuiesc că se va desecretiza, este din anul 2000, prin care Ministrul de Interne, mai mult Ministrul de Stat sau Ministru are protecție și pază 24 de ore din 24 de ore. N-am folosit-o 24 de ore
din 24 de ore. Repet, este o tragedie prin care trebuie să trec, încerc să trec prin această tragedie cu demnitate. Repet, este foarte greu. Și pentru părinții lui Bogdan care și-au îngropat copilul. Iar mama lui Bogdan spune... Așa este mesajul pentru familie. Am spus-o și la emisiunea în care am fost. Repet, este un mesaj, în primul rând, de unitate, de cât de greu și de cât de periculoasă este această mai serie de reguli, de polițiști, de jandarmi. Este foarte greu. Domnule Oprea, mama lui Bogdan. Pentru familia lui Gigina, pentru familia polițiștilor, repet, eram la muncă și nu aveam viteză și s-a întâmplat această tragedie. Nu. Mama lui Bogdan spunea că i-ați ordonat șoferului să-și continue drumul. Ascultați-mă, s-a oprit mașina, polițistul după mașina pe care ne însoțea, care era și nașul lui Gigina, ne-a făcut semn să plecăm. Ulterior a venit parchetul și... Plus s-a întâmplat... Fiindcă au insistat în primul rând, nu mi-am dat seama de accident, nu am știut de accident, iar există un consemn în care cei aghiotanturi au aplicat acel consemn. La aproximativ un sfert. Din poziția dumneavoastră ca ministru, puteați la momentul respectiv, raportat la vremea de afară, să spuneți să rulați cu o viteză mai redusă? Repet, nu erau atribuțiunile mele. Dar nu, ministru, nu, nici nu știam că există, ca să știți. Repet, că plouă afară, nu știați? Repet, nu. Nu ministru de interne și nu o spun ca pe o scuză. O spun că activitatea de zi cu zi la... Ministerul Apărării Naționale sau Ministerul de Interne se face foarte clar prin ordine foarte clare, regulamente foarte clare. De toate aceste lucruri se ocupă poliția rutieră. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea din seara aceasta. Ne revedem săptămâna viitoare, luni, de la 21:30. Vorbim atunci despre un caz inedit, unul care a durat numai puțin de 15 ani. O seară liniștită să aveți. La revedere!